Bine v-am regăsit la Business Express. Germania este, fără îndoială, locomotiva economică a Europei, însă în România, într-un top al investitorilor străini, ocupă doar locul al treilea, după Olanda și Austria. Vom vedea cum se explică acest fapt, dar și cum este percepută România de către oamenii de afaceri germani, alături de domnul Eugen Albu, manager al unei companii cu sedii atât în țară cât și la Bruxelles. Bună ziua, domnule Albu! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitația! După cum spuneam și în introducere, economia germană este cea mai puternică din Europa, însă investitorii nemți, deși prezenți în România, nu sunt pe primul loc în topul investițiilor străine. Cum se explică acest fapt? Sigur, astăzi fiind ziua Germaniei, nu putem să spunem decât lucruri bune despre Germania, așa că aș putea să fac o mică completare, spunând că dacă ar fi să calculăm Germania și Austria, adică zonele de limbă germană, atunci cu siguranță ele devin locul întâi, bătând Olanda. Atât mai mult cu cât Austria este prezentă aici prin bănci. Prin bănci, cu siguranță. Dar explicația pe care cred că ar trebui să o amintim este faptul că Germania are o foarte pragmatică abordare în absolut orice fel de raport comercial. Din toată istoria comună a celor două țări se vede acest lucru. Știm că în secolul XIX Germania ne-a imputat inclusiv despăgubiri pentru o firmă care făcea căile ferate în România și fiind în insolvență, a cerut statului român despăgubiri. Deci așa a început relațiile comerciale cu Germania. Acum parcă și noi încercăm să cerem ceva bani de la Germania. Bineînțeles. Și asta este foarte bine pentru că raporturile economice sănătoase se bazează, cum spuneam, pe pragmatism, pe fair play și pe interes. Și cum bine știm, Germania este prezentă, deci România, pe multe sectoare de activitate. Sunt cele petrochimice, bancare, foarte multă producție și asta putem despre deci de bucură, pentru că ne aduce locuri de muncă în zona. Da, și chiar au fost anunțate investiții semnificative în județul Alba, din partea unor companii germane. Sunt în derulare și în județul Alba, și în Cluj, știi foarte bine. Prin urmare, sunt semne bune pe această relație și tocmai de asta țin foarte mult să celebrez această bună relație pe care avem cu Germania. Amintind faptul că pentru România în general, Germania poate să însemne un bun model de afaceri, un bun model de management în primul rând și un anumit stil de lucru care se poate foarte bine împleti, după cum spuneau cei de la Camera de Comerț Român-Germană, am avut cu dânsii o discuție zilele acestea, se poate foarte bine împleti cu avantajele pe care România le oferă în această relație comercială, în primul rând prin un foarte bun nivel de pregătire profesională, deci ei își găsesc un bun mediu pe această temă, cunoașterea limbii germane, mai ales în zona de vest a țării, adică în Transilvania, în jurul Clujului, Sibiu, nordul Transilvaniei și așa mai departe, printr-o afinitate, dacă vreți, la nivelul emoțional, există interferențe culturale frumoase cu această țară și avem elemente de picanterie în bucătăria românească și a lor, pe care le-am schimbat, pe care le-am armonizat. Bun, spuneați despre avantajele pe care le văd investitorii germani până la urmă în România. Nu trebuie omis nici costul forței de muncă până la urmă, care cu siguranță încă este un avantaj pentru România. Întrebarea este cât timp mai putem miza pe aceste atuuri ale noastre pentru a atrage investitori germani și nu numai. Sigur, da. Dacă urmărim trendul ultimilor ani legat de creșterea costului salariare în România și care este cumva într-o directă relație cu creșterea și a complexității diverselor industrii care se dezvoltă aici, pe filieră germană sau nu neapărat, urmărind acest trend, cred că avem niște ani buni în față în care putem garanta tuturor investitorilor străini că forța de muncă va costa la nivel mediu sau median mai puțin decât restul Europei. Pe de altă parte, mai mult decât costul forței de muncă, cred că este foarte important să menționăm faptul că sunt aici foarte multe oportunități. Germania și nu doar Germania, dar ei în mod special am înțeles, aici găsesc un teren extrem de propice pentru investiții, pentru proiecte de infrastructură. Sunt foarte multe lucruri de făcut și ei caută așa ceva pentru că până la urmă generează interes și generează business și foarte important fondurile europene.
noua strategie a României pe fonduri europene, care deja a fost în această săptămână anunțată de către Ministerul de Profil, arată o mult mai temeinică aplicare pe acest subiect și germanii, care sunt niște buni oameni de afaceri, nu vor ignora acest lucru. Sunt câteva miliarde bune care vor veni repede în România și ele vor, mă rog, sunt tentante și pentru ei. Da, am vorbit despre aturi și avantaje. Da. Totuși, ce probleme se ivesc din perspectiva antreprenorilor germani atunci când se gândesc dacă se investească sau nu în țara noastră? Ei consideră România un tărâm dual. Pe de o parte este șarmant din multe puncte de vedere. Există un mediu aici inteligent, educat, din multe puncte de vedere, spuneam. Dar, în egală măsură, ies mai puțin obișnuiți cu această flexibilitate pe care sistemul administrativ din România îl oferă. Deci aici unii dintre ei se simt ușor debusolați, dar, mă rog, învață și ei că toată lumea, pentru că există o cale curată și onestă de a face business prin investiții serioase. Pe de altă parte, se plâng mereu și asta nu cred că este o noutate de fiscalitate. Deci, uneori pare prea complicată și ei până la urmă deși caută costuri mai mici. Prin urmare, nu vă vedea cu ochi buni nici implicarea, mă rog, administrației în partea de business, care în România este un element definitoriu, și nu vor vedea cu ochi buni nici noile taxe care se prefigurează. Da, din păcate, timpul alocat discuției noastre se apropie de sfârșit. Aș vrea să vă întreb totuși de ce ați optat și pentru un birou la Bruxelles. Munca noastră este atent dedicată acestei interfațări de business la nivel european, face parte din munca noastră, iar Bruxelles în particular a fost încercarea mea ca și om de afaceri român și antreprenor să-mi expandez până la urmă piața și am aflat că sunt competitivi, am demonstrat acest lucru prin forțe proprii, sunt competitivi la nivel european, pe servicii nobile, prin urmare recomand tuturor firmelor să ia în calcul și această variantă, nu doar de a aștepta deci investiții în România, ci chiar să-și depășească barierele și să neagă deci în afara țării, în piața europeană. Și dacă mai am două secunde, aș vrea să celebrez această discuție despre Germania, invitând publicul dumneavoastră să participe între 4 și 6 octombrie, începând de mâine, deci, la Festivalul Economiei Germane, care va avea loc în Piața Unirii, în Cluj-Napoca. Da, vă mulțumim mult, domnule Albu, pentru aceste precizări. Luăm o scurtă pauză, după care ne reîntoarcem la Business Express.